Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Beneficiile autodisciplinei. Roada Duhului este înfrânarea poftelor. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Este oare autodisciplina grea și solicitantă? Da. Cu toate acestea, în loc să te concentrezi asupra cerințelor ei, gândește-te la beneficii. Când începi să înțelegi puterea, libertatea, bucuria, victoria pe care le aduce autodisciplina, vei dori să le ai. O minte disciplinată constituie diferența dintre o viață fericită și o viață nefericită, dintre o viață de obiceiuri distrugătoare și o viață de libertate în Dumnezeu. Disciplina este prietenul tău, ceva ce trebuie îmbrățișat zilnic. Este o unealtă dată de Dumnezeu pentru a te ajuta să-ți atingi țelurile. Un motiv pentru care disciplinarea minții este atât de importantă este acela că starea minții tale te poate schimba foarte rapid. Într-o zi poți fi calm, liniștit, sigur pe tine și încrezător în Dumnezeu, pentru ca în următoarea zi abia să te mai poți recunoaște, neliniștit, nervos, negativist și plin de îndoială. De ce? Pentru că gândirea îți afectează emoțiile. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l știi. La fel cum curenții de aer din jurul tău conțin semnale care pot fi detectate de aparatele radio sau TV, există forțe spirituale în jurul tău care încearcă să-ți modeleze mintea și să-ți influențeze gândirea. Așa că roagă-L pe Dumnezeu să te ajute și nu-ți lăsa mintea ta să se gândească la ce vrea ea. Începe să-ți controlezi gândurile și concentrează-ți gândirea asupra lucrurilor potrivite. Renunțarea la vechile obiceiuri și formarea unor obiceiuri noi necesită timp, așa că perseverează. Nu e ușor să-ți dezvolți o autodisciplină, dar la sfârșit merită. Când câștigi bătălia pentru mintea ta, vei fi mult mai hotărât, mai încrezător și mai concentrat. Totodată vei fi o persoană biruitoare și cu o mai mare eficiență.